Salutare, prieteni! Am mai cumpărat o Skoda, încă una pe care dorim să o salvăm, a treia la număr din acest an, și dacă pe primele două am reușit să le salvăm și să le vindem mai departe unor oameni pasionați, în acest video o să încerc să explic de ce am cumpărat această epavă și pe lângă o scurtă prezentare a mașinii, o să aduc și o explicație de ce această mașină merită salvată. De asemenea, o să încerc să prezint și ce modele de Skoda cu motor și tracțiune spate fabricate între 1976 și 1990 sunt cele mai căutate în rândul pasionaților Skoda. Nu mi-am imaginat niciodată că o să reușesc să cumpăr un astfel de exemplar din România. La fel că nu mă așteptam să găsesc nici Skoda mea 130 LS, pe care am cumpărat-o în 2015. Și poate partea cea mai greu de crezut este că LS-ul se afla într-o stare mai precară decât acest exemplar. Starea în care se află această mașină și multe altele prezintă rezultatul la aproximativ 50 de ani de îndoctrinare comunistă și a eradicării culturii automobilistice din rândul generațiilor care au trăit acele vremuri. Din păcate, astfel de mașini apar la suprafață din ce în ce mai des și prea târziu, iar foarte multe dintre ele sunt deja casate, scoase din circulație sau pe post de coteț. Ei bine, aceasta nu este o Skoda 105, nici 120, nici 130, pe cum ar crede marea majoritate. Ei bine, este o Skoda 135. Și ca să fim sinceri, câți dintre voi ați auzit de acest model? Pentru cei care urmăresc canalul meu de YouTube, știu foarte bine că dețin două rable. O Skoda 120 din 1980, mașină de suflet pe care am cumpărat-o în 2008, pe când aveam 22 de ani și care m-a îmbolnăvit iremediabil. Și o Skoda 130 LS, cumpărată în 2015, pe care am reușit să o transform într-o epavă, într-un daily driver. Astfel, pentru a încerca să justific de ce doresc să salveze epava prezentată mai înainte, o să ofer mașinile pe care le dețin drept exemplu. Astfel, modelul Skoda 120 a fost produs între 1976 și 1990. Numărul total de bucăți produse a fost de 1.068.189. Modelele au venit cu diverse versiuni de echipare, cum ar fi L, LS, LX, LE, GLS și GL. Iar în decursul celor 14 ani de producție, a fost produs în trei variante diferite, sau mai bine zis, îmbunătățiri aduse modelul inițial, sau mai popular spus facelift. Evident că modelele de export și cu o versiune de echipare de top sunt cele mai căutate. Astfel, primul tip, Skoda 120, a fost produs între 1976 și 1980, în 352.990 de bucăți. Tipul al doilea a fost produs între 1981 și 1983, în 233.360 de bucăți, iar tipul al treilea a fost produs între 1984 și 1990, în 481.839 de bucăți. Să revenim la cel de-al doilea exemplar pe care îl dețin, mai exact o Skoda 130 LS, versiune de export și de top pentru Marea Britanie. Acest model a fost produs între 1984 și 1988 într-un număr total de 49.749 de bucăți. Versiunile de echipare au fost două la număr, L și GL, dar denumirile pot să difere în funcție de țările în care au fost exportate. Și dacă acest exemplar a fost produs dintr-un număr de 5 cifre, este puțin mai dorit în rândul pasionaților, dar nici pe departe nu este considerat un model rar. Cu ce diferă această Skoda 135 față de Skoda mea 130 LS? E bine, în esență, mașinile sunt identice în proporție de 90%. Pe lângă emblema față, dar și cea spate pe care scrie Skoda 135, mai sunt prezente niște mici diferențe la interior, cum ar fi borduri. În cazul de față, acest exemplar este o Skoda 135, versiunea de top. Mai precis GL sau Grand Lux. Acest model este mai special decât celelalte din cauza motorizării. Acest motor fiind un upgrade adus motorului dezvoltat inițial în 1964 pe Skoda 1000 MB. Fiind introdus pentru prima dată în 1987, după ce a fost testat cu succes pe mașină de raliu Skoda 130 LR, și a fost păstrat și după căderea blocului comunist, fiind folosit pe modele precum Skoda Forman, Favorit, Felicia și Fabia. Așa ajungem la top 4 cele mai rare modele Skoda cu tracțiune spate produse între 1976 și 1990.
Toate aceste modele au fost produse între 1987 și 1990 și pe locul 4 avem Skoda 136 Rapid, exemplar produs în 9768 de bucăți. Pe locul 3 este Skoda 135 în 6603 bucăți, pe locul 2 Skoda 136, 5857 de bucăți, iar pe locul 1 Skoda Rapid 135, exemplar produs doar în 1272 de bucăți. Un alt aspect extrem de interesant este că pe aceste motorizări, 135 respectiv 136, au existat și versiuni de injecție extrem de rare, cunoscute ca și GLI. Sincer, nu cunosc alte modele produse în blocul comunist care să fie avut injecții la vremea respectivă. Și pentru că am aflat de ce această mașină merită salvată, să continuăm turul și să vedem cam cât de epavă este în momentul de față. Podul pedalier, plin de rugină, dar încă rezistă. Iar în portbagaj putem vedea că acest model a fost o versiune de export pentru Germania Federală. Și spre surprinderea mea, încă mai are acest sticker intact. Un ultim detaliu interesant le prezintă seria de șasiu care confirmă faptul că acest model este un 135 GL veritabil. Mașina este de vânzare, reprezintă un proiect ambițios, o mașină pe care încercăm să o facem funcțională în primă fază, iar în cazul în care nimeni nu dorește să salveze această mașină, o să fie un proiect de durată la care o să prezentăm evoluția pe acest canal. Pe lângă aspectele negative, mașina este una completă cu foarte puține ornamente lipsă. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou video.